Să am numele meu, Stefan Zimbabiciu, sunt inginer în calculatoare și actual sunt demonstrant la Facultatea Cuvinte, la specializarea informatică și inginerie software. Probabil mulți dintre voi ați văzut sau cunoașteți persoane care suferă de diferite afecțiuni neuromusculare sau persoane care în urmă unui accident și au pierdut membre. E bine, pentru aceste persoane viața nu va mai fi și la fel ca înainte și va fi foarte greu să se recupereze. În ultimul meu an de studiu mi-am dedicat o parte din timp în analiza semnalelor biomedicale și am încercat să îmbin domeniul medicinii cu ingineria, care pur și cum să nu fac asta, având în vedere că mama e asistent medical și tata inginer. Așadar, astăzi vă arăt o mică parte, un milestone al expertizei pe care o derulez, pe nume cum putem să creăm un clasificator de gesturi ale mâinii, folosind semnale de electromiografie de suprafață și rețele neuronale convoluționale. Pentru a putea înțelege ce este electromiografia, să încercăm să intrăm puțin în profunzimea mușchilor. Aceștia sunt formați din fibre musculare, care sunt acționate de către unități motorii din creier. În momentul în care unitatea motorie trimite un semnal neuronal către mușchi, acesta creează un potențial de acțiune musculară. E bine, electromiografia este procesul care poate măsura acest potențial și este folosit în partea de cercetare medicală, biomedicală și sportivă. Cum putem să colectăm acest semnal? Folosind o placă, un dispozitiv de biodetecție, iar astăzi ne vom concentra atenția către dispozitivul creat de către echipa de la OpenBCR și este vorba despre un ganglion board, o placă care are la bază patru canale de impedanță mare, diferențiate, capabile să măsoare semnale biomedicale de tipul electromiografie, electrocardiografie și electroencefalografie. Zonele de mușchi pe care dorim să le monitorizăm, având în vedere că electromiografia de suprafață este o variantă non-invazivă, nu putem să monitorizăm chiar un singur mușchi, ne vom utiliza o zonă de acțiune musculară, de potențial muscular. Iar în primul mușchi este extensor digitorum și este responsabil pentru extensia falangelor. Acesta de important de precizat, tinde să despartă degetele la extensie. Iar faptul că nu putem să ținem degetele apropiate este datorită mușchilor abductori. Mai departe, avem flexor digitorum superficialis, este poziționat în partea superficială inferioară a antebrațului și este responsabil pentru flexia falangelor la articulațiile interfalangene proximale, iar sub acțiune continuă flexează și articulația încheieturii. Flexor digitorum profundus, împreună cu cel prezentat anterior, lucrează la flexia degetelor și este poziționată în partea posterioară, profundă a antebrațului. Iar ultimul mușchi, extensor pollicis longus, exact după nume, se folosește pentru extensia pollicerului, degetului mare al mâinii și este poziționat lateral pe antebrațe, ca cum se observa și din imagine. Colectarea semnalului. Pentru a putea colecta semnalele de semnal biomedical, va trebui să folosim niște electrozi specializați. N-am deținut electrozi de electromiografie, așa că am folosit electrozi simpli de electrocardiografie. Se vor amplasa, dacă și în imaginea de pe ecran, foarte important de precizat să urmeze câțiva dintre pași, se va curăța pielea bine cu alcool, se va aștepta până când alcoolul se evaporă de pe piele și se lipesc electrozii. Important de precizat, în cazul în care nu dispunem de electrozi care au gel preaplicat, ca cei din imagine, va trebui aplicat pe piele un gel conductiv care să faciliteze conexiunea. După care se verifică conexiunea dintre electrozi și aparatul de electromiografie, în cazul nostru ganglion board. Așa arată un semnal de electromiografie neamplificat și nefiltrat, exact așa cum este citit de către aparat. Putem observa că semnalul
este predispus la interferențe. Interferențe care pot apărea atât din mișcarea cablurilor de la electrozi, cât și din diferite aparate care sunt conectate la rețeaua de alimentare a instituției sau, în cazul meu, alte dispozitive Bluetooth, transmisă datelor către computer, făcându-se prin domeniul acesta. Pentru filtrare se folosesc de obicei filtre high pass și low pass, filtre pe care le-am detaliat mai în amănunt în lucrarea scrisă, pe care cine are acces, vă rog să chiar vă îndemn să citiți. Iar mai departe, filtrarea, sunelul filtrat va arăta cam așa. Se vede că deja datele sunt într-un format cu care putem începe să lucrăm. Bun, am vorbit destul despre semnale neuronale, despre neuroni. Mergem pe rețele neuronale și mai exact pe rețele neuronale convoluționale. Acestea au fost folosite și încă se folosesc în clasificarea imaginilor. Au dat rezultate foarte bune, sunt folosite și în domeniul medical pe partea de imagistică și am zis să le dau o șansă să văd cum s-a descurcat partea de semnale biomedicale. Ce este o rețea neuronală convoluțională? E bine, aceasta aplică convoluții pe date. O convoluție este o funcție de pondere care se aplică unei regiuni de date. Pentru cei care au studiat procesarea imaginilor, în cazul clasificărilor, ar fi un filtru de contur, rămâne de par. N-am pus arhitectura modelului neuronal, deoarece este un pic cam mare, n-ar fi încăput bine pe slide și nu s-a înțeles mare lucru. În schimb, am pus evaluarea, avem evaluarea pe acuratețe și pierdere, avem portocaliu datele de training și cu albastru datele de validare. Putem observa cum modelul trenuiește, învață din date și nu reține trenurile. Chiar am testat pe alte persoane să văd cum s-ar descurca, un semnal colectat doar de la mine și am dat rezultate, am identificat gesturile. Ok, am gesturile pe care le-am urmărit au fost mâna relaxată, închis, contracție, semnul păcii și like. Care vă întreb și voi sunteți like, care o să fie publicat. Principalele constatări. Semnalele de electromiografie sunt foarte susceptibile la semnal parazit, la zgomot. Și un model unidimensional de rețele neuronale convoluționale poate fi folosit pentru a clasifica eficient. În schimb, chiar dacă avem o curățiță a modelului mare și un value SNP, pot apărea probleme la condiția în timp real, deoarece electromiografia este un proces stocastic, ceea ce înseamnă că datele pot foarte ușor să meargă dintr-o valoare negativă într-o valoare pozitivă. Și în timp real e foarte greu să se facă predicții. În schimb, se pot face o medie pe un eșantion de timp, de 500 milisecunde sau chiar o secundă, și se facă predicții pe acea medie de date. Implicate și direcții viitoare, plănuiesc fie să îmbunătățesc modelul sau să încerc alte tehnici de deep learning pentru rezultate mai bune și chiar să extind munca de cercetare pe detectarea de tulburări neuromusculare și alte aplicații practice, cum ar fi în biomecanică, în proteze poliarticulate. Eu vă mulțumesc pentru întrebare. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Mulțumim pentru acestea de domeniul acordată. Iar... Foarte interesant. Domeniul.